Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit la o nouă rețetă din bucătăria Jamilei. Vă propun astăzi o rețetă de oriz oriental, o mâncărică foarte ușor de făcut, foarte gustoasă și plină de legume proaspete. Pentru orezul oriental vom avea nevoie de tăiuri de 50 de grame de orez, o jumătate de kilogram de carne de pui, 2 cepe medii tăiate julien, un morcov mare tăiat bastonașe, un dovlecel mare tăiat bastonașe, un ardei gras roșu tăiat bastonașe, o legătură de ceapă verde tocată, 5 linguri de ulei de măsline, o legătură de pătrunjel verde, o lingură de curcuma, o linguriță de ghimbir, o linguriță rasă de piper, o linguriță de condimente indiene și o linguriță de sare. Am pregătit aici o cratiță în care voi pune uleiul. Eu am aici ulei de măsline, voi puteți pune de care vreți. Peste ulei vom pune puiul. Și vom uita să se prăjească puțin, doar să se albească. Am aici cam o jumătate de kilogram de piept de pui. Puteți folosi și pulpe dezosate sau carne de curcan. Să amestecăm puțin. Carnea de pui s-a albit, după cum puteți vedea și voi. Acum voi pune peste carne ceapa pe care am tăiat-o julien sau solvișor. O voi amesteca și pe ea. Acum peste ceapă voi pune și morcovii, tot așa tăiați bastonașe, ardeiul gras și ceapa verde. Voi amesteca puțin. Uitați ce bine arată, ce culori frumoase au toate legumele. Voi pune acum și sarea, pentru a nu permite cepei să se ardă. Și voi lăsa cam 5-7 minute ca să se călească puțin legumele împreună cu puiul. Voi mesteca, bineînțeles, din când în când. Am lăsat legumele să fiarbă cam 7 minute. Deja au scăzut. Voi pune acum și dovlecelul, pe care nu l-am pus înainte pentru că el se gătește oricum mai repede decât restul legumelor. Îl voi amesteca și pe el. Foarte bine aici. Și voi lăsa și pe el cam 2-3 minute până o să se moaie puțin. O să pun acum și condimentele. Am aici curcuma. Noi putem să facem orez oriental fără curcuma. Piper. Ghimbir măcinat. Și aici am un condiment indian pentru orez, pe care îl puteți găsi și voi în magazine. Sau puteți pune pur și simplu o puțină pudră de curry. Tot așa se găsește în orice supermarket. Amestecăm bine. Am mai lăsat și dovlecelul cam 2-3 minute ca să se moaie și el. Voi pune acum orezul pe care l-am spălat înainte. Eu am aici un orez foarte bun, indian, un orez basmati, de foarte bună calitate, care nu se lipește și este foarte bun pentru această rețetă. Voi amesteca acum și orezul, ca să prindă și la această culoare frumoasă a rămâne. Acum voi pune și puțină apă, cât să poată fierbe orezul. Apă aproximativ cât să acopere. Voi amesteca puțin. Acum voi lăsa să fierbă foarte bine totul, până ce orezul este gătit. Dacă mai este nevoie, mai adăugați apă din când în când, până când orezul se umflă foarte bine și atunci când îl gustați este moale. orezul la fiert, l-am lăsat cam 20 de minute până când s-a gătit în totalitate. După cum vedeți, nu este nici apă, pentru că am pus apă puțin câte puțin până am gătit bine orezul. Acum voi opri focul și voi pune peste orez pătrunjel tocat. Este bine să puneți pătrunjelul când opriți focul pentru a-și păstra proprietățile. Sau puteți pune și atunci când serviți orezul. Puteți pune în loc de pătrunjel și mărar dacă vă place. Mie nu-mi place, recunosc. Dar vouă, dacă vă place, puteți pune și mărar, pentru că merge bine. Amestecăm. Lăsăm să răcească și putem servi. Acesta este orezul meu oriental, după cum puteți vedea și voi arată foarte bine, este foarte sănătos, foarte sățios, se face foarte ușor, iar dacă vreți o variantă vegetariană puteți exclude carnea de pui. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc poftă bună și vă invit pentru mai multe rețete pe link-urile de la sfârșitul filmulețului. La revedere!